fața martorilor de aici prezenți, văzuți creștini și de noi toți, în fața martorilor nevăzuți, care sunt mult mai mulți, te întreb dacă crezi și mărturisești că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal. Da, El este Mântuitorul meu și Salvatorul meu. În urma mărturisirii pe care tu ai făcut-o, te potezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Maranda, roagă-te! Are puțină frică de apă, Maranda. Maranda, în fața tuturor martorilor pe care îi vezi aici, oamenii prezenți, și în fața celor pe care tu nu-i vezi, sunt prezenți și ei, dar nu ne văzuți de noi, te întreb dacă crezi și mărturisești că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul vieții tale. În urma mărturiei pe care tu ai făcut-o, botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Daniel, fața martorilor pe care îi vezi, ochii tăi îi deschide, ochii tăi îi văd și în fața celorlalți martori care sunt o multitudine în fața lui Dumnezeu. Crezi, dar crezi și mă trisești că Iisus Hristos este singurul, unicul Mântuitor personal. Da. Cu baza mărturisirii tale și la porunca lui Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Da, m-am bucurat să fiu în seara asta cu voi. M-am bucurat să văd mărturia care ați depus-o și nădăjduiesc ca Domnul să se bucure mai mult de voi cât vă mai rămâne să trăiți aici, să glorificați că să trăiți pentru voi. Ce să spun? Mă bucur că Domnul are o mărturie vie în viețile lor și sper să crească și să aducă rod pentru gloria Lui. E vrednic de asta, de asta v-am mântuit. Dumnezeu să o binecuvânteze ca să fiți o binecuvântare în generația aceasta care suntem la urmă. Amin. Mulți ani cu Dumnezeu! Și doamna voastră? Domnul să-i binecuvânteze și să-i țină păcărarea îngustă până la sfârșitul vieților, împreună cu noi toți. Spor Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i păstreze credincioși. Mult alt să vedea Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvinteze, atât. Sper că ați să faceți pasul ăsta de ascultare și slavă Domnului pentru modul care lucrați în viața voastră și să vă dea mult har în cunoașterea Lui mai departe. Amin. Domnul să vă binecuvânteze pe toți trei care l-ați mărturisit pe Domnul Iisus în apa botezului. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, ați făcut un pas foarte important în viața de credință. Să vă dea mult har și binecuvântare și să știți că întotdeauna în trupul lui Hristos sunt oameni care sunt gata să vă ajute, să se roage pentru voi, să vă susțină și să îndrăzniți să rămâneți aproape de Domnul și noi să vă ajutăm. Ok, păi felicitări pentru Anca, pentru Smaranda, pentru Daniel și mă rog ca Dumnezeu să-i întărească în credință, să-i crească în cuvântul Său și ucenici. Îi felicit din toată inima că a făcut o alegere foarte, foarte, foarte bună, foarte înțeleaptă, pentru că știm că botezul nu ne mântuie, dar este o poruncă Domnului Iisus Hristos și în mod special pentru Smaranda și Daniel, că au înțeles și mult mai fericită sunt pentru Anca, care a renunțat la tot ce a fost și am vis diavolul acum aici, în apa botezului. Slăvit să fie Domnul și să aibă Domnul protecție în grija Lui
în brațul lui până pot pleca acolo la el sus în veșnicie. Amin. Domnul să-i binecuvinteze, să-i ajute și să-i binecuvinteze în continuare, să rămână credincioși pe calea lui, ca să este cel mai important. Și eu îi felicit și le spun să se țină tare de Domnul, să se încreadă în El, că Domnul nu-i va părăsi niciodată. Aleșii lui sunt aleși pentru eternitate și în momentele grele să-și aducă aminte că Dumnezeu este suveran și în controlul tuturor situațiilor pe care, prin care El îngăduie să trecem, pe care El le planifică de fapt să trecem. Să se bucure în El în toate lucrurile. Asta e dedicația mea. Bucurați-vă în El în orice situație. Felicitări pentru botezul de astăzi. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute pe calea pe care ați urmat-o. Mulțumesc. Și domnul noastră? Mă bucur mult în Domnul Iisus pentru că am luat parte la acest botez. Mulțumesc Domnului pentru copiii mei, că ei s-au hotărât să-L primească pe Domnul Iisus Hristos din tot sufletul lor și să trăiască o viață frumoasă în această biserică. Mă bucur pentru ei că sunt aici. Da, felicitări! Felicitări! Felicitări și slavă Domnului pentru lucrarea Lui! Ce dorim este ca Domnul să-i binecuvinteze și să-i folosească cum găsește El cu cale și cât dorește El de mult să-i folosească spre slava Lui în biserica unde îl urmează pe El și dorim ca întreaga lor viață aici pe pământ să-i facă cinste Lui. Este ceea ce bucură cerul, ceea ce ne bucură pe noi ca părinții ai lor, este ceea ce dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. El să fie slăvit! Da. Felicitări. Bine, vă mulțumesc că ai venit. Îi mulțumim Dumnezeu pentru Anca, Smaranda și Daniel. Mulțumim pentru cum a lucrat în viețile lor și ne bucurăm că l-ați ascultat și în privința botezului. Ați ascultat această poruncă a Domnului Iisus. Mergeți în continuare prin harul Domnului, prin puterea de Duhul Sfânt. Domnul să vă umple de bucuria mântuirii și de râvnă pentru cuvântul Lui și pentru sufletele pierdute. Bine! Felicitări! 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 Bravo! Vreau să urez felicitări celor trei noi frați și surori și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze la o viață cât mai apropiată de El. Felicitări! 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 Vreau să spun că îi iubesc! Felicitări! Domnul să vă binecuvânteze! Felicitări! Cerurile se înțină și a înviat. El a trăit, a murit pentru mine. Nu aștept.